Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, pe ce ai căzut pe gânduri? Unde vrei să fii la ora asta? În pat. M-am culcat la două azi, noapte, am dormit 3 ore. Am venit și v-am plămădit știri din sport. Sper că v-au plăcut. Foarte mult le-au plăcut. Și acum sunt pe perfuzii. Să rezist până la 10, să mă uc acasă, mă culc. Dar unde ți-ar plăcea să fii dacă n-ar fi să fii în București astăzi? Dacă ar fi să fiu în altă parte, aș fi într-un pat din Austria, din zona tiroleză, pentru Mozart. Conjurat de popoare Mozart. Da, praline, peste tot. Praline pe el, dormind, să-ți întoarcă să foșnească așa pe praline. Și ți-l imaginezi stând în pat, un pat dublu de la mare, imens, cu un perete foarte... O cameră de aia mică, ca așa asta acolo, cu un perete și el aruncând praline în perete și... care se întorc direct... Nu, eu mi-l imaginez întorcându-se pe dreapta așa, știi, și el cu praline și doar căsând limba. Știi cum fac câinii aia care sunt super lene și dacă le dai de mâncare nu se ridică. Da, ce să zic. Ar fi drăguț. Voi unde ați vrea să fiți? V-am întrebat și pe voi la ora asta. 0372069599. Ne gândeam să purtăm o discuție în dimineața asta. Deci dacă să fiți în mașina acum sau unde ne ascultați voi, unde v-ar plăcea să fiți acum, dacă ar fi să fie, punem cazul. Poate un loc, locul mișto. Unde v-ar plăcea? Nu neapărat în vacanță. Poate unora ne-ar plăcea să fie la examenul de algebră. Habar n-or fi. Sau într-o delegație. Închideți ochii, dar nu la propriu dacă sunteți la volan. Și imaginați-vă unde ați fi acum. Adevărat, mi-ar plăcea și în Italia să fiu. Și în Italia e fain să ieși la ora asta, pentru că toată lumea se îndreaptă ușor, ușor spre celebrul Ristretto. Ați văzut ce gălăgie... Uite, vă ziceam că în Vurvuru e liniște. Ați văzut ce gălăgie în cafenele la în Italia dimineața? Și cum vin toți, stau în picioare, au mese, dar numai turiștii se așează. Exact. În rest ei vin, sunt pe 2, 3, 4 rânduri la bar acolo. Espresso-ul ăla se bea, durează un minut cu tot cu comandă. Da, mă, și se și ceartă în timpul ăsta, că așa am senzația, că se ceartă, ei vorbesc tare, țipă unii la alții. Dar asta e senzația mea, că se ceartă. Dar e fain. 0372069599. Dacă ați putea face un gest magic și să vă transportați, să vă teleportați instantane undeva, unde v-ar plăcea să fiți, care ar fi locul ăsta? Și de ce? Ce ați face acolo? 0372069599. Sunați-ne să vorbim despre visurile noastre secrete din dimineața asta și mesaje audio 0728 3 de 1 3 de 2 pe WhatsApp. Mesaje au început să vină. George se vede pe malul Dunării cu două lansete în apă. Avem și un răspuns mai exotic. Uite, Altomonte, acolo mi-ar plăcea. Unde este Altomonte și ce e acolo? Asta vreau să aflu și eu. Asta aș vrea să știu și eu. Așa, Roxana, că Adrian dă-ne detalii de Altomonte. Roxana își dorește la Tequirghiol. Canea în Roussillon, Franța, pe plajă. Canea în Roussillon. Bă, ce de locuri. Stavros, spune Leonti, din București. Hai să vedem, 0372069599. Stavros în București? Nu, zici, Leonti e din București. Stavros nu e în București. Dacă eu cred ce nouă și... De ce nu știm de ea? 0372069599. Sunați-ne, avem câteva minute să vorbim despre visurile noastre. Mă uitam și eu la mesajele venite, multe în dimineața asta. Nu ziceam de fată, nu de față. Am crezut că eu vorbesc fără diacritice. Deci... Da. Ne-a scris Teodora din Abu Dhabi, apropo de unde ați vrea să fiți la ora asta. Dacă, știu că știm că sunt, majoritatea sunteți în drum spre serviciu, dar unde ați vrea să fiți, dacă ar fi să fie? Teodora din Abu Dhabi spuneam, bună dimineața, mi-aș dori să fiu la o pensiune în Apuseni, ca să vezi cum se întâmplă. Da. Să încep dimineața cu mic dejun în grădină, lângă pădure, cu plăcinte calde și o gură de afinată. Teodora, ce faci tu în Abu Dhabi? Ce lucrezi tu în Abu Dhabi? Cred că face bani în Abu Dhabi, dacă mă întreb câte grade sunt categoric acum, la ora 7:48, cred că suntem pe același fost cu ei, nu? Și uite... Câte grade sunt acum în Abu Dhabi? E același ore, da, din câte știu. Mihai din Frankfurt mi-a trimis o poză cu exact peisajul ăla tirolez despre care vorbeam. Ce zice, satul ăla de care zicea Luca mai acum câteva zile, dar încă mă visez acolo, Mayrhofen Zillertal, Austria. Ce faci? Mayrhofen Zillertal. Arată bombă. Da, mă, da, zici că e la noi Valea Prahova, e de sus, dar mai frumos un pic. Atunci, da. Iată, băieți, eu sunt la volan acum, ca de obicei, la ora asta. Mi-ar place
să stau la rând acum să îmi ridic un premiu pe care l-aș fi câștigat la loterie. Un Bun. Premiu baban. Mi-ar place să fiu în acel rând, să stau acolo la coadă, să aștept să îmi ridic premiu. Dar de ce presupui că e rând la ridicare de premiu? Da, adică și câți bine. Crezi că nu e bine totuși? Să fie rând, că asta înseamnă că se împarte premiul la mai mulți. Da, asta mai zic. Bine ești singur da. Și cu asta basta. Să fiu singur să-i deranjez. Mi-ar plăcea să-i deranjez băiat de la loterie. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, Europa FM. Neața. Dacă ar fi să fiu unde îmi place mie, mi-ar plăcea să fiu un Dumbrăveni împreună cu domnul Rotariu Dumitru, să tragem cu arcul împreună. Tragem cu arcul? Vă doresc o zi bună, sunt Gelu din Mahmudia. Gelu, de ce cu domnul Rotariu și de ce nu cu Marcu? Dacă vor să tragă cu arcul? Zic mai, și eu. Mai făcut toată gluma asta, auzi? Am da, făcut asta? Vreți să încercăm cu arcul? Colegii ăștia ai mei sunt anti-orice. Am încercat orice cu pușca, ajunge. Cu pușca nu, dar hai cu arcul. Nu te-am rușinat odată. Cu arcul, vrei? Poți da, să-ți drelegi degetele de la coarda aia, dacă nu știi bine. Bine, atunci merge și trage. Cu mănușă, cu alea, na. Cu arbaleta. Vrei cu arbaleta? Eu vin cu arcul dacă mi-aduc șoim. Nu înțeleg. Ce? Lasă nimerească șoimul. Vrei să tragi șoim? Nu, șoimul vreau să n-am cu mine să... Cu arma ai vrut să tragem într-un elicopter, dacă îți mai ții minte. Teodor zice că și-ar dori să fie în Thailanda, în Phi Island, pe marginea plajei, dar sunt pe centura Ploieștiului. Teodor, să nu-ți pară rău, că am fost eu acolo, e turistic, e super aglomerat, miroase a motorină, că vine aia cu barjilii. Nu e treabă. E nasol. Maria, bună dimineața! Bonjour! Maria. Maria. Trebuie să-i ridici. Maria, Maria. Sunt eu și un prinț mi-a promis. Dispăruse Maria, da, de asta. S-a oprit ea, că ne-a mai... Aveți de Victor. Victor, bună dimineața. Salut, Victor. Salutare, salutare, băieți. Și salutare la domnul artizan de la sport. Eu acum mă văd aproape de mine, la vreo 5 km, pe malul fiordului și să mă uit la vapoare și, cum ar spune artizanul de la sport, să fac cu mâna la vapoare. Cam atât. Așa îi spune, mă, Luca? Să faci cu mâna la vapoare? Da, e foarte bine, să știi. Uite, ai și un mesaj emoționant de la Radu din Nigeria. Ia. Yeah. Și dacă a dat mesaj din Nigeria, cum să nu-i citesc, zice că aș vrea să fiu la mine acasă, undeva în Buzău, cu nepoțica mea, să ne plimbăm pe dealuri seara și să așteptăm apusul. Da, nimic altceva. Nigeria, cred că e complicat. Marius, bună dimineața. Salutare, Marius. Bună dimineața de la Constanța, veșnicul taximetristul de serviciu. Bonjour. Deci, o locație mai fixă, ba, dați-mi voie să vă zic, localitatea se numește Haraki și se află pe coasta de est a Rodosului, unde plaja este întinsă, numai pietricele, numai bune. Să stai pe un șezlong, buză în buză, ca o meduză, cu o halbă de bere și o ciorbă de scoici. Vă doresc așa ceva. O zi bună în continuare. Marius, ne-ai nenorocit. Acum trebuie să mergem acolo. Ce să facem? Mă gândesc. Bună dimineața, domnilor. Mi-ar plăcea să fiu la concert la Metallica. Ba, nu mai e mult. Vineri suntem acolo. Cristi din Brașov. Unde e concert? Poate ne spune Cristi. Uite, Robert din Curtea de Argeș, că tot am vorbit de tras cu arcul, cu pușca și așa mai departe, zice, lăsați că tragem cu pușca și diseară. Hai, dacă domnule, ajută, bravo! Sper să fie așa. A fost atent. Adrian, bună dimineața! Salut, Adi! Bună dimineața! Bună! Mi-aș dori să fiu în studio la Europa FM. Să ce? Păi... Atât de o întrebare am. Ați primit două plicuri. Două plicuri? Domnul Radu și domnul George. Domnul Radu și domnul George. N-am primit. N-ați primit. Veți primi cât de curând. Nu scrie pe spate decât doar pentru că existăm. Și aș dori să fim acolo. Atât. Bine. Am bine. Bine. Mulțumim tare mult. Mersi pentru telefon. Maria. A revenit Maria. Stai așa. Bună dimineața, Maria. Bună. Maria. Bună. Bună, Maria. Bună. Exact când veneam spre servici, mi-am gândit că ce bine ar fi să fiu pe malul Stâpsko-Pleșo. Mie îmi place Slovacia. Este un lac înconjurat de munții Tatra. Și să stai să-ți bei cafeluța și să te uiți la lac și să te uiți cum alții urcă până în vârful muntelui și tu nu mai te uiți la ei cum se urcă. Tu nu mai te uiți? Doamnă, pește e în lac? Au pește că dacă... Stai pe malul lacului și zici că vai, ce bine și răcoarești, ce transpiră trebuie să fie aia care urcă până în vârf. Eu nu mă aud, mă? Ba da, te auzi. Au pește în lac? E Maria entuziasmată. Au pește în lac, au. Uitați-vă puțin, Strâpsko, de ca și la slovaci, numai consoane, Strâpsko-Pleșo.
O să ne uităm, Maria, îți mulțumim. Metallica în Madrid, ne scrie cineva. Și sunt mesaje foarte multe și cam cei mai mulți și-ar dori să fie diseară în zidul galben al fanilor tricolori la München. Ar fi frumos, da. Da, o să fim, prin intermediul micului ecran. O, băieți, aș vrea să fiu acasă, că am fost la un șpriț și cred că s-a trezit nevastră mea și dacă nu mă vede, mă omoară. Aoleo! A vă pup, Forța România! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.